Ei, șeterașule vestit, la-la-la-la-la-la-la-la, semuna de învârtit, la-la-la-la-la-la-la-la-la, Yeah.
Fășeni la zigălbinele și cu nuni de sârțâiene. Atunci era lumea mea și alta nu mai trebuie. Haideți că merg și acolo. Mă duc acolo sus de sombrelele mai mari. Să știți că popa totdeauna să uită unii bani mai mulți. Tot prea major. Tot prea major, maestre, mulțumesc. Nu mă mamă, să nu și să legeți să crești copii. Specială pentru doamna din Gorj, de rasa Axa, să trăiască la mulți ani și tot Gorjul să trăiască la mulți ani. Nu mă mamă, să nu și să pui pașe între copii. Nu mă mamă, să nu și să faci pașe între copii. Și de la Thank you.
mulțumesc, aplauze pentru orchestra minunată de la Sibiu. Hai, aplaudați, nu aveți fara pleauă. Mulțumesc din toată inima. Ce mai vreți să cântăm, aia cântăm. Nu cântăm cu așa ca am băgat-o în Arciobanii. Vine ploaia, mă, că neasca, măi, vai de aia noastră. Dar dacă îmi dați voie, hai da să cântăm unul cu unul. Cât face unul cu unul? Doi. Hai da să se mulțească, Doamne, dă. Hai da. Unu cu unu face doi, ala e la, ala la e la, mulți n-au se căda între noi. Ca și omului ești unu, ala e la, ala e la, de doi te vine unu mai mișcat, doi cu doi. S-o să-i Dumnezeu și vede, să ne judece cum vede. Și dumneavoastră! Om să grăbește, Dumnezeu de că-ți grijăște. Îți vine cuvântul. Și cu omul s-a găsat, nu știi ce minte-l poartă. Că, Doamne, e cui n-are, ori o ieși cântoare. Că, Doamne, și nu lăsa, iute este, nu lua. Mulțumesc, să trească țambalul, să trească viorile, să trească suflătorii, să trească Domnul din n-am gândit, ala e la, da, la, la, e la, cine mă iubuie. De bun rău nu-l dai la gale, la, la, e la, da, la, la, e la, cum o stânt nu-l dai la vale. Cum de mă Dumnezeu te găsi. Doamne ajută și bine v-am găsit! Să trăiți la mulți ani toți cei care sunteți în direct de la gura lumii. Avem o orchestră minunată și oameni minunați care stau cu noi aici. Să-mi mai vineți cu umbrela că dă rău. Da. Și ei supăra pe mine, la la e la, la 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 e la, crească-i coadă ca la câie. Cine-i supăra pe noi, ala e la, ala e la, crească-i coarne ca la voi, și ocii ca la prosoi, s-o să-i cum, să-i vede, să ne judește cum crede. Om de om, așa crăiește, Dumnezeu de tății creștere. Vrească orchestra, sunteți minunați. Auziți, nu cred că nu cântați cu mine. Unu cu unu, unu cu unu face. Mulțumesc că te inima. De unde sunteți? În media. Să trăiți la mulți ani, faceți o dedicație? E pulița. E pulița, o știți face, e pulița.
O știți? Uitați-vă, mai tânăr din echipă, o să spun să nu știu nebunița. Dar auziți, hai face și pentru noi oamenii bătrâni și serioși, voi rămâneți cu nebunița și noi cântăm din do major ceva. Pentru toți cei oameni frumoși, minunați de la Gura Râului, care astăzi ne-au făcut așa bucurie, mulțumesc din toată inima pentru gestul dumneavoastră și pentru bucuria. Dar să știți că e dragul dumneavoastră stau în ploaie, pentru că pentru dumneavoastră cânt, pentru dumneavoastră am venit astăzi până aici și vreau să știți că omul minunat care stă în spatele acestui eveniment este doamna director Silvia Macrea, nu știu dacă este aici. Aplauze pentru Silvia Macrea, haideți, merită! Haideți, doamne, aplaudați-o pe Silvia, așa, dumneavoastră postiți mai ce. Pentru toți cei la Gura Râului, haideți să vă aud odată, că nu vă aud aplauze, dar măcar să chiuiți odată, să vă aud că sunteți umbrelă. Hai să vă aud odată, așa! Dar să știți că bine vă stă și așa ar trebui să vine o grată lui de la un stășos, tu cum ești? Din Mureș, te-am cunoscut. El nu pui și terni aici, să zici mie câine. Hai, dar să facem o dedicație specială. Avem o baftă, mă. Domn major, a fi om, e lucru mare. Ca și domn, e o întâmplare. Să trăiască Domnul prin apă multă sănătate.
nu grăiește și nu știe să mai întâlnesc orchestra. Și e om de omenie, nu grăiește și nu știe. Care e omul nu o să știi, numai să plin a grăi, să trăiască domnul primar! Aplauze pentru domnul primar! Să trăiți la Rusia! Lume dumă-n judecată, când ce mi-am trăit în viața mă. Lume dumă-n judecată, și de ce mai doi primi, când noi mai putem iubi. Dar omule, să trăiască domnul primar, că am fost un mult om. Să trăiască doamna primar, să trăiți. Judecă mai doi primi, când noi mai putem iubi. Omule, să trăiască domnul primar. Ați văzut politica să ține cu grei. Domnul primar, să... N-am avut bucuria să dau mâna cu domnul primar de la Sfântul Moldovei, fie și de când dava mea bine. Cu domnul primar, mi-a stat cu revedea de epocă, mi-a stat eu la mie. Domnul primar, o întrebare așa mine au de la oamenii care iubesc folclorul. Vă iubesc din toată inima cei care stați în ploaie. Vrem să vă întreb. Câți puteți încă o dată să mulțumiți lui Dumnezeu că putem sta în ploaie? Alții stau pe un pat de suferință, alții sunt într-un spital, dar noi ne putem bucura de sănătate de la Dumnezeu. Aplauze încă o dată pentru bunul Dumnezeu că ne-a rânduit să fim astăzi aici. Mulțumesc din toată inima. Domnul primar, o întrebare. Vă mulțumesc pentru căciulă. Întotdeauna m-am gândit cum ne stă la Sibieni clopul ăsta mic pe cap. Astăzi mi-am dat seama că am știut că sunt clopul mic este multă înțelepciune. Dar am vrut să vă întreb ceva, că așa și nu ne-au de nimeni ce vrei că plouă. Aveți păduci. O râs, domnul primar, înseamnă că are. Să trăiți la mulți ani. Hai, domnul, să... Fără număr. Dar domnul primar, păduși fără număr, dar eu m-am cântat o dedicație, am crezut că puneți doamne de ani în șarpar. Și nu mi-ați spus. Mă duc să cânt la altcineva. Hai, facem poză. Să trăiască o aceșa. Hai, dați-i să meargă. Cântați-i noastră când e poză. Hai, da. Hai, da. Hai, da, hai, da, hai, da. Să trăiască, domnul primar, noi vă mulțumim!
ploaia mocănească, a mui vai e aia noastră. Dar noi te cântăm așa, că ni-i dragă o aceșamă. Mulțumesc, băieți! Vine ploaia mocănească, a mui vai de țelea noastră. Dar noi te cântăm așa, să trăiască o aceșamă. Să trăiască și bărat, dar și cine poartă moda. Să trăiți oameni minunați, mulțumesc! Să ne petrecem aici al noastră cântație! Mulțumesc, orchestra! Iar nascăm într-un cojoc și cu foc. Nimeni nu a îngețat de cântă cu să trăiască o aceșa, să trăiască și bărata și cine poartă bota. Să trăiască o aceșa, să trăiască și bărata și cine poartă bota. Să trăiți la mulți ani! Și încă o dată o chiuiutură să vă aud, hai dați tot! La o doamnă, eu sunt din proteza, mă duc să iau așez. Doamne, așa. Băie, sunteți minunați! Oana, te poftesc în ploaie, să vezi cum se mulează ea pe tine și să vede lăptăria. Dar știți care problemă că mie n-are cine să-mi care umbrela? Socariu! Socariu, da, tot aștept să se muleze ea. Atunci viu. Hai, da! Domnul să vă binecuvinteze, domnul primar, sunteți minunat în tot ceea ce faceți. Doamna director Silvia Macra este? Este. Vreau să-i mulțumesc. Aplauze pentru doamna Silvia Macrea încă o dată. Vă rog din toată inima, măcar cu gândul dacă nu puteți cu mâna, că știu că trebuie să țineți umbrela. Părinte, da. Sunt de sus, de data asta stau jos. Nu știu dacă e bine sau rău, dar puteți să o chemăm aici, nu vreți? Nu mă pricep. Chemați-o, vă rog. Nu știu dacă ne aude. Ei, nu te aude. În jur o să vezi cum te aude. Eu nu sunt nimic rău, numai de bine. Păi Doamne, și eu nu bine, dar stai să spui când zăgea una. Ei, s-a dus un țigan la spovedit, să vă spun. Chemați-o pe doamna director. S-a dus un țigan la spovedit și... Da, părintele le-a pus patrașinul pe cap și a zis, țigane... Mințit ai? Părinte, eu nu mint, dar știți, când mă mai duc pe sate, mai spun că... Vând un cal, spun că are 2 ani și el are 80 de ani. Când mai vând o iapă, spun că are 3 ani, are 30 de ani. Trebuie să fac asta, e meseria noastră. Dar țigane, de furat furi? Vai, părinte, cum mă întrezi? Doar știi că eu sunt om de omenie, de cinste. Cum mă întrezi lucrul ăsta că dacă furi? Dar, țigane, cu găinile mele alea șase, ieri noapte, cum a fost? Le-am dat de mâncare, le-am numărat și le-am băgat în cocheț și dimineața când m-am dus să le slobod, nu mai erau găinile acolo. Cum au fost cu găini? Nu se aude, părinte. Mă, țigane, te mai întreb încă o dată. Am avut șase găini. Sara le-am dat de mâncare, le-am mărat, le-am băgat în cocheț. Dimineața când se mă dus să le slobod, n-am mai găsit găinile. Cum au fost cu găinile mele? Părinte, nu se aude. Cum să nu se audă, țigane, până amul s-a auzit și acum ar se aude? Părinte, hai trece locul meu să vezi dacă se aude. Părintele om de omenie, i-a pus patrașinul de grumaz la țigan, s-a pus în genunchi și a început țiganul să-l spovedească. Părinte, mințit ai, mă, țigane, mă întreba pe mine, trebuie să fiu spreu. Părinte, furată, mă, țigane, nu mă întreba pe mine că eu scopă. Dar, părinte, îmbli la femeile altora. Zău, țigane, că nu s-aude nimic. Doamna director Silvia Macra este pe scenă pentru și merită aplauzele noastre. Doamna primar, dacă săptămâna viitoare nu aveți, cum să zice, la stand-up, vă puteți lua pe mine. Dar până atunci, hai dați, nu aplauze, o chiuitură pentru doamna director Silvia Macra! Am vrut să-i dau și la domnul primar, dar m-am gândit că nu știe scârca și face huuu, așa la politică, știți? Dar hai, da, să chimească primarul, hai!
niciodată nu o să-mi spun hu, așa cum zicea părintele, la adresa unei asemenea minunate doamne, cetățean de onoare al Comunei Gura Râului, și o să-i spun, mă înclin în fața ta, dragă Silvia, și îți mulțumesc din suflet tot ceea ce faci tu, ajutată, bineînțeles, de Ionică, prietenul nostru al Gurărilor, pentru această comunitate minunată din Gura Râului. Și împreună am reușit să ducem folclorul așa pe în altele trepte pe care se regăsește astăzi la Gura Râului. Datorită Silviei, care o avem în fața, sau unii care stați cu față către noi, în spatele dumneavoastră. Să-ți dea Dumnezeu multă sănătate și nu uita, Silvia, și nu mai fi supărată că ploaia aduce doar bogăție. Doamna director, să știți că noi ne-am bucurat de ploaie și oamenii din tață, oamenii minunați care stau în ploaie și mulți au coborât, că s-au temut de ploaie, dar nu trebuie să ploaie tare. Dar domnul primar nu v-a spus și doamna director știe și zicea că dacă eu prin ploaie, că am căpătat spor. Știți, am căpătat spor la onorariul meu, spor de condiții anevoioase. Bravo, părinte! Meritați din plin, chiar dacă ați primit un spor, eu vi l-aș oferi cu drag pentru prestanța dumneavoastră și pentru omenia de care dați dovadă de atâția ani. Și vă știe toată lumea, nu doar eu. Mulțumesc, domnul primar! Până una altă dată, parapleu, să mă duc la mașină, că mă așteaptă. Trebuie un spor și pentru instrumentiști. Aplauze, aplauze pentru cea mai frumoasă orchestră! Orchestra Junilor, condusă de Radu Dinescu! Hai dați! Nu o să puteți aplauda, dar o chiuitură putem! Hai dați! Să trăiți veșnic! Doamna director, sunteți minunată! Mulțumesc și dumneavoastră! Frumoasă și minunată! Vă mulțumim! Și auziți, credeți-mă, dacă n-ar ploua așa tare și domnul primar ar trebui să-mi țină umbrela, dacă nu v-aș face cea mai frumoasă dedicație care o știu eu. Faină-i femeia grasă, că-i stă bine în orice casă, tătă lumea se cotește, dar pe casă o iubește. Nu avem ce povesti, toată lumea asta o știe că stați de casă. Nu avem ce povesti, toată lumea asta o știe că grasa ține casă. Domnul primarul știe. Să trăiască doamna director. Doamna director, sunteți frumoasă, minunată și vă iubim din toată inima. O chiuitură tare, tare! Mulțumim! Și domnul primarul Chiuitiriu și-a fost o căină care are cove. Să trăiți, domnul primar! Să trăiți veșnic! Vă mulțumim că a stat în ploaie alături de noi! Mulțumesc, domnul inginer de sume! Sunteți minunat! Sunteți minunat! Și Dumnezeu să vă binecuvinteze! Mulțumesc și de ajutorul de la Paști și pentru tot ajutorul! Mulțumim! Mulțumim, părintele Cristian Pomohaci! Mulțumim pentru bucuria făcută